Bună ziua, bun găsit la Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi vă invit la o discuție despre intervenții și operații estetice și despre frumusețe, așa cum este ea văzută prin ochii chirurgului plastician. Chirurgia plastică s-a dezvoltat ca o necesitate după primul război mondial, atunci când soldații mutilați de gloanțe apelau la astfel de intervenții pentru a reveni la normalitate. Însă cu timpul chirurgia plastică s-a transformat dintr-un demers spre normalitate într-o adevărată obsesie pentru a arăta perfect. Vom discuta mai mult despre acest subiect cu invitatele mele de astăzi, doamna dr. Adina Alberts, medic primar chirurgie plastică, și Claudia Soare, psihoterapeut. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Numărul intervențiilor estetice a tot crescut în ultimii ani și continuă să crească. De ce credeți că sunt oamenii atât de nemulțumiți de felul în care arată? Înainte de toate, aș vrea să fac o precizare. Chirurgia plastică este o specialitate de sine stătătoare, se numește chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. În continuare redă funcționalitatea firească a corpului, în continuare se ocupă de plastii și de revenire în urma reparații în urma unor accidente sau arsuri. În continuare este o specialitate nobilă. Din această chirurgie plastică s-a dezvoltat o subramură, deci o ramură, care este chirurgia estetică, ce se ocupă de îmbunătățirea aspectului fizic. De ce a cunoscut o asemenea amploare? Pentru că evoluția tehnologiilor a căpătat o conotație extraordinar de importantă, pentru că noi toate doamnele, dar nu numai doamne și domne, dorim să ne păstrăm tinerețea. Dorim să avem o siluetă a corpului mai frumoasă, mai voluptoasă, pentru că au apărut niște exemple pe care tânăra generație le dorește să le copieze. Nu este neapărat ceva bun. Așa este. Astea sunt motivele pentru care s-a dezvoltat această chirurgie estetică. Și probabil să fie și din cauza că accesul e mai ușor către astfel de intervenții. Dacă acum ceva timp, probabil doar anumite persoane, vedete, puteau apela la intervenții estetice. Ne-am dorit. Noi toți ne-am dorit. Au devenit mult mai accesibile pentru toată lumea. Noi toți ne-am dorit să devenim accesibili. Dorim să oferim astfel de proceduri, să fie la îndemâna oricărei doamne, domnișoare, care are ceva de modificat sau de remodelat. Există anomalii din naștere, există urechi decolate, sunt prea mari sau prea mici, există nasul foarte mare, foarte mare la tinerile domnișoare, care creează niște complexe foarte importante. Probabil o să ne spună și doamna psiholog despre astea. Există lucruri care trebuie corectate de timpuriu. Eu fac operații de rinoplastie la vârsta de 16 ani, pentru pacienți de pe 16 ani, cu acordul părinților, în condițiile în care este foarte clar că acea deficiență, că sunt o urechi sau este un nas sau sunt sâni foarte mari, creează complexe. Am avut cazuri am avut o domnișoară care avea 16 ani cu niște sâni foarte mari, am făcut reducția mamară, iar firul vieții acestei domnișoare a fost absolut unul normal și firesc și m-am întâlnit cu ea la 25 de ani căsătorită și cu un copil și foarte fericită. Dacă această operație nu ar fi avut loc, probabil că nu ar fi fost aceeași evoluție. Avem un caz extraordinar de cunoscut, e vorba de Simona Halep, care a recurs la o astfel de operație pentru a putea evolua în carieră. La fel, dacă nu ar fi existat această procedură la îndemâna noastră a tuturor, ea poate nu ar fi ajuns numărul 1 mondial în tenis. Trebuie să vedem întotdeauna partea plină a paharului și să ne bucurăm de beneficiile acestui tip de operație și să condamnăm cu foarte mare glas sonor toate abuzurile care apar, toate monstruozitățile care se nasc uneori, buzele extrem de mari, tot felul de implanturi în fese, în coapse, în gambe, în sâni și așa mai departe. Deci, așa este și tot vedem mai des astfel de exemple. Eu nu mă ocup de așa ceva. Dacă ar fi să mă întrebați ceva, nu pot să vă spun foarte multe. Evit aproape și să stau de vorbă cu o pacientă care are astfel de intervenții. Nu am făcut niciodată, nu voi face.
În 20 de ani de experiență în această specialitate, vă declar cu toată sinceritatea că iubesc foarte mult normalitatea și normalul. Așa este. Dar aș vrea să știu cum apar aceste complexe fizice peste care unii nu pot trece până nu le corectează. De-a lungul istoriei, practic, standardele de frumusețe s-au modificat foarte mult. Egiptul antic, Grecia antică, perioada de renaștere italiană, apoi a fost perioada victoriană cu corsetul, când doamnele purtau acel corset ca să aibă o talie cât mai subțire, anii 20, unde a fost o schimbare radicală a standardelor frumuseții, când s-a pus foarte mult accent pe masculinizarea trupului, femeile își tundeau părul foarte scurt, după care în anii 30, 40, 50 a fost epoca de aur, să zic așa, a Hollywoodului, când deja femeile aveau, debordau de senzualitate, formele deja erau mai provocatoare, talia nu mai era atât de îngustă, dar nici mai plină cum era în perioada renașterii italiene. Însă curentele acestea s-au tot schimbat de-a lungul timpului, indiferent de zonele din întreaga lume, de unde au venit și au fost. În ziua de astăzi, accentul se pune mai mult pe cât de aproape de perfecțiune ești. Și deși anumite influențe încă există din culturile străvechi, totuși tinerele, în mod special adolescentele, pentru că ele sunt, să spun așa, partea vulnerabilă a societății. Și de ce spun că sunt ele partea vulnerabilă? Pentru că în perioada adolescenței apare acea numită criză de originalitate. Și deși există o influență din partea familiei, unde ok, putem să avem un exemplu funcțional și nu unul toxic, în care mama este un model sănătos, care ne transmite niște valori și niște principii de viață sănătoase, există al doilea mediu cu care adolescentele intră în contact, și anume mediul social, mediul de la școală, mă rog, de la liceu, mediul de prietene și foarte mult mediul online, unde probabil cel mai mult. Exact, în ultimul timp e ca un microb, cum îl numesc eu, unde sunt foarte mulți bloggeri, vloggeri, influenceri și practic există o contaminare a mentalității adolescentei. Ce se întâmplă în această contaminare? Și ce se întâmplă practic în perioada adolescenței, unde apare această criză de originalitate? Ei bine, în perioada aceea noi ne punem întrebări. Cine suntem, ce ne place, ce ne dorim, ne uităm poate mai des în oglindă, apare percepția despre imaginea de sine și anume felul în care arătăm. Și atunci, prin toate aceste microburi online, câteodată le numesc pentru că sunt, practic ne contaminează tot felul de informații, apare un fel de manipulare, practic. Să spunem că noi nu ne-am răspuns încă la întrebarea cine suntem, pentru că suntem în formare. Este o etapă de formare, cea a adolescenței. Preadolescența, 12-13 ani, 14 până la 18 ani. Ba chiar adolescența prelungită, cum îi spun eu, până la 20-21 de ani. Ei bine, pentru că nu ne-am răspuns, cum spuneam, la această întrebare cine suntem, apare un fel de manipulare, un fel de ca să aparții unui loc sau ca să te simți suficient de bună, suficient de frumoasă, suficient de atrăgătoare, suficient de cool, ai aceste direcții. Și aici apare influența cosmeticelor, influența bloggerilor, influența mass media și așa mai departe. Practic toate aceste influențe sapă în defectele care pot fi chiar pot exista, dar pot reale fi și unele, sau exact, reale sau imaginare. Și atunci când vorbim despre defecte reale sau imaginare și ele sunt cumva exploatate, la maxim e mult spus, dar exploatate într-o măsură sau alta și din exterior, tot în perioada adolescenței se poate apărea tulburarea dismorfică corporală. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ar fi să îl despicăm un pic, m-aș reduce doar la a explica că e vorba despre accentul, preocuparea, îngrijorarea pe care o punem asupra defectelor, cum spuneai și tu, Elena, care există sau unele imaginare care țin strict de fizic. Și
unii cercetători spun că această tulburare ar face parte din tulburările clasice obsesiv-compulsive. Dar nu aș spune neapărat că face parte din acest spectru larg, pentru că în cazul tulburării dismorfice corporale este vorba doar despre a pune accent pe ceea ce ne deranjează la corpul nostru, la trăsăturile fizice. Și aici se încadrează inclusiv anorexia, bulimia și tulburările de alimentație. Toate, exact, tulburările de alimentație. Care este ideea de obsesie și compulsie? Gândul obsesiv, apar gânduri obsesive care se răspândesc, e tot un microb și acest gând obsesiv, practic persoana o foarte mare parte din timpul zilnic îl dedică se preocupat foarte mult de felul în care arată și în mod special de acel defect. Și poate petrece ore în șir în fața oglinzii. Dacă da. Mai ai voie să intervin, nu este totdeauna un defect, poate să fie un segment al corpului perfect, normal, sigur, pe care persoana îl percepe ca fiind un defect, începe să te deranjeze, de exemplu, un picior, piciorul drept, mă deranjează, nu-l mai suport, iar tratamentul știți care este? Și rezolvarea totală în urma tratamentului, amputația piciorului drept. Deci până acolo se merge, da. Ați văzut astfel de cazuri? Da, există astfel de cazuri, da, există. Există, puteți găsi, mă rog, pe Google descrierea unor astfel de cazuri. Apropo de această boală îngrozitoare, da. E adevărat că sunt cazuri pur medicale, adică nu e ca și când exclud partea medicală, din contră, e foarte, foarte importantă. Însă mă refer exclusiv la ce se întâmplă din punct de vedere psihologic cu persoana respectivă. Și efectele de natură socială, care se răspândesc în relațiile sociale, pot fi diverse, pentru că acești oameni ajung să evite cercuri sociale, ajung chiar să aibă probleme, dificultăți în intimitatea emoțională, ba chiar pot avea dificultăți în a-și dezvolta o carieră în partea profesională. Și atunci cam astea ar fi aspectele de natură psihologică a tulburării dismorfice corporale. Dar dumneavoastră, doamna, dacă v-ați lovit de aceste probleme de adolescente care, da, sau adolescenți care vin cu un defect imaginar și vor să-l corecteze. Da, este. Am fost vizitată la clinică de mămici cu fetițe. Fetițe care aveau 14-15 ani. Așa, de perioada asta. O domnișoară, mi-amintesc foarte exact, o domnișoară extraordinar de frumoasă, blondă, cu un păr lung, ochi albaștri. Evident că nu era la 1,80, ci avea doar 1,60 și plângea non-stop și spunea: doamna doctor, eu vreau să, pe mine vă rog să mă operați din cap până în picioare. Eu sunt urâtă, vreau să fiu așa și așa, și mă rog, avea niște poze să mi le dea drept exemplu. Mama, îngrozită, bazându-se pe buna mea credință de probabil că așa în suflu, o normalitate, a adus-o la mine ca să-i spun și eu, să audă din gura unui specialist că ea este frumoasă, că este bine proporționată, că nu are nevoie de nicio operație. Am încercat să fac tot ce mi-a stat mie în putință în cele, nu știu, 30 de minute cât am stat de vorbă cu ele, cu ea, cu fetița, și să-i spun că nu are nevoie de niciun fel de operație. Dar am rugat-o pe mamă, insistent, să meargă la psiholog cu această domnișoară. Pentru că altfel, dacă nu ar fi făcut lucrul ăsta, sau dacă nu a făcut lucrul ăsta, automat și-ar fi găsit la un moment dat un medic care să înceapă să opereze la acea copilă de 15 ani. Așa pentru este. Că, din păcate, această specialitate este privită și ca un business de unii dintre colegii mei. Eu nu am privit-o niciodată așa. Nu este un business. Eu fac din plăcere, ok, ies și niște bani, că trebuie, este un, cum să spun, este o întreprindere privată, trebuie să iasă și niște bani, că altfel n-am putea supraviețui. Dar nu faci operații cu orice echip, pentru orice preț. Dar ați spus că oricum sunt și situații în care se pot face operații estetice. Sigur. Adolescenților. Exact. V-am menționat inițial, evident, de acea domnișoară cu sânii foarte, foarte mari, care era la liceu stigmatizată, înghesuită în tot felul de colțuri de către colegi și toată lumea râdea de ea și nu se putea dezvolta armonios. A fost un caz de succes. Nu numai operațiile la nivelul sânilor. Există nasul, care este extrem de evident. Sânii, să zicem că de bine de rău mai puteai să-i ascunzi cumva. Dar nasul, un nas mare pe chipul unui tânăr sau tânără, este foarte greu de ascuns. Este imposibil să nu
să nu fie sesizat de colegii răutăcioși din jurul, din jurul persoanei respective. Operez la 16 ani nasul cu acordul părinților, urechile la fel cu acordul părinților. Chiar acum avem un exemplu în imagini. Cred că este... Da, nu, domnișoara, doamna nu avea 15 ani, era dita mai femeia de matură, de 30 de ani. Este, deci primul caz este o rinoplastie totală, de fapt toate de aici sunt rinoplastii totale, la persoane tinere. Ultimul caz, cel din margine de aici, este o rinoplastie secundară, un nas operat în antecedente, cu niște rezultate mai puțin estetice și a fost reluat și repoziționat vârful nasului. Băiatul din mijloc, că se vede că are mustață, un tânăr de 20 de ani, care este care era fratele sau este fratele unei alte paciente pe care am avut-o înainte și tot așa. Pacientura de calitate și pacientura stabilă se creează prin feedback-ul pe care îl transmiți, prin reușitele pe care le-ai obținut, din gură în gură. Este adevărat că putem beneficia noi, medicii esteticieni, și de o promovare a muncii noastre prin folosirea pozelor, rezultatelor, fie pe Facebook, fie pe Instagram, și în felul ăsta lumea ajunge să cunoască ceea ce se poate face și ceea ce poate fiecare dintre noi să facem. Dar convingerea fermă a unei paciente sau unui pacient în alegerea unui medic trebuie să se ia doar după ce a întâlnit un pacient mulțumit sau mai mult. Sau recomandări. Recomandări. Recomandările sunt esențiale în specialitatea noastră. Foarte importante. Și vă spun eu care sunt medic. Nu din postura de pacient vă spun, ci din postura de medic. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu o pacientă care deja știe despre ce e vorba, a vorbit cu 1, 2, 3 alți pacienți pe care i-a avut, cunoaște multe dintre dedesubturile și detaliile procedurii în sine, este mai ușor să colaborezi, interacționezi. Medicul și pacientul formează o echipă. Și eu, ca medic, îmi doresc cel puțin la fel de mult ca pacientul meu ca rezultatul să iasă bine. Pentru că noi suntem singurii chirurgi la care rezultatul muncii noastre este la vedere. Exact, e ca o carte de vizită. Ca o carte de vizită. Un pacient mulțumit care se plimbă mândru prin lume este cea mai bună carte de vizită pe care noi, medici și chirurgi esteticieni, am putea să o avem. Apropo de alegerea unui chirurg de bună credință, cum ne putem da seama, în afară de recomandări, pentru că știm cu toții, au tot fost în ultimul timp niște cazuri de persoane care au reușit să intre în săli de operație fără să fi studiat medicina vreodată. Da, din păcate. Și am interacționat în mod direct cu astfel de persoane, cu acea persoană, că de fapt a fost una singură în specialitatea noastră. Da, este... Păi mergi și vorbești cu medicul respectiv. Când vrei să-ți faci o îmbunătățire la nivelul feței sau a corpului sau orice operație ai dori să o faci de altfel, te duci și vorbești cu medicul respectiv, dar nu numai cu el, vorbești cu mai mulți și îți lași propria intuiție să aleagă. Pentru că, în afară de concretul absolut, realitatea palpabilă, mai există și altceva care ne-ar putea ajuta să facem o alegere corectă. Simți empatia omului cu care vorbești. O femeie foarte ușor se poate pune în pielea unei paciente și să înțeleagă ce-și dorește, cam cât de mare vrea bustul, cum i-ar sta bine cu nasul, cum ar trebui să fie, eu știu, buzele și așa mai departe. Pentru că și o femeie lucrează într-o anumită manieră cu glanda mamară, pentru că și acea femeie are la rândul ei glanda mamară și este foarte ușor să empatizeze cu pacienta. Deci glanda mamară este formată dintr-un țesut extraordinar de important. Este un țesut nobil. Nu putem să-l măcelărim sau să ne batem joc sau să pur și simplu să-l umplem sau să-l desumflăm sau, mă rog, sunt tot felul de glume nesărate pe care le văd la unii dintre colegii mei bărbați, pentru că nu înțeleg noblețea acestui țesut. Și atunci eu nu mi-aș permite în veci să fac ironii sau să... Mă înțelegeți ce vreau să spun. Deci,
ca și pacient, că și eu la rândul meu când îmi doresc să caut un medic într-o anumită specialitate, am și eu problemele mele până găsesc pe cineva, ca orice persoană. Nu mă ajută faptul că sunt chiroplastician să-mi găsesc un bun enterolog sau să-mi găsesc gastroenterolog sau să-mi găsesc un bun orelist. Da? Nu, nu mă ajută sau cu cardiolog. Nimic. Sau cardiolog sau așa. Deci la fel mă bazez și eu povestesc din ceea ce fac eu și cum gândesc eu că ar trebui să facem, astfel încât să obținem rezultatele cele mai bune pentru noi, beneficiile maxime. Dar înainte să, nu știu, să facem o operație estetică, ne-am gândit la lucrul ăsta, nu știu, ar trebui să consultăm înainte un psiholog, înainte de a ajunge pe mâna chirurgului. Asta ar fi idealul absolut, numai că nu se întâmplă așa. Noi toți avem senzația că suntem oameni normali, nu-i așa? Da. Și chiar dacă suntem anormali, probabil mulți dintre noi gândim că suntem niște oameni normali, din punctul ăsta de vedere. Din păcate, în România, în continuare, este stigmatizată persoana care merge să vorbească cu un psiholog, nu? Da. Sau mai îmbunătățit lucrurile. Sau mai îmbunătățit lucrurile. Deci am avut psihologul cu psihiatru și aici apare... Exact. Și am avut la rândul meu, la clinică, niște discuții mai aprinse cu niște persoane cărora le indicam într-o manieră super elegantă și super delicată să meargă să vorbească cu un psiholog. Un psiholog, nu un psihiatru. Deci am avut eu la clinică astfel de probleme, indicându-le astfel de consultații. Ar fi idealul absolut, ca să fim noi sigure că ce dorim noi sau ce îmbunătățire vrem noi să ne facem este conformă cu realitatea sau este necesară. Ai fost consultată vreodată pe tema asta? Da, de două cliente și un client. Asta e bine. să ne spună și doamna doctor, din ce am cercetat, mai mulți bărbați sunt cei care apelează la chirurgia estetică decât femeile, pentru că de obicei ei suferă mai des de acea tulburare. Nu, e în continuare un 75% femei, 25% bărbați. Okay. Deci în continuare. Dar probabil că pe la cabinetul dumneavoastră nu ajung așa de multe femei, ajung nu mai ajung mult bărbați. Sunt mai convinse da, că sunt mai au convinse nevoie că de schimbarea respectivă. Da. Una dintre cliente, și chiar o să vorbesc un pic exclusiv despre caz, nu despre ea în sine, pentru că, evident, confidențialitatea, avea, deja când venise la terapie, era cu totul sub altă paletă, să spun așa, de problematici. Nu avea nicio legătură cu felul în care se simțea în pielea ei. Însă am remarcat această problemă din felul în care vorba despre profesia ei și cumva în mod indirect i-am pus întrebări legate de stima de sine, de percepția de sine, de felul în care se simte în pielea ei și așa mai departe. Ulterior a recunoscut că și-a făcut operație de mărirea sânilor. Ok, după care am dat cum ce-a terminat să facă această schimbare. Și a spus că în mediul de muncă se pune foarte mult accent pe cum arată o femeie. Și am întrebat, zic, ok, dar pentru tine, cum arată o femeie? Adică tu personal, cum te-ai descrie ca femeie? Ce înseamnă pentru tine să fii femeie? Și felul în care răspundea, cumva o colea sinele ei, adică felul în care ea realmente se privea dincolo de ce spun ceilalți. Se raporta doar la ceilalți. Se raporta la ce vor ceilalți de la ea, exact. Și mi-a spus că vrea să-și facă o a doua operație. Treptat am pus doar focusul pe ea, pentru că aparent toate dificultățile pe care le avea, parte din ele, din viața ei, se raportau la felul în care se simțea ea în pielea ei. Și a zis că vrea să-și facă o a doua intervenție la sân. Ok, am discutat pe tema asta, am întrebat-o cam ce și-ar dori practic să se întâmple după această operație. Ce înseamnă pentru ea această operație, ce beneficii emoționale, relaționale, profesionale îi aduc această operație și ce s-ar întâmpla dacă nu ar avea loc această operație. Și a spus că, practic, fericirea ei depinde de dimensiunea sânilor, ca așa, long story short. Da. Ei, și, mă rog, până la urmă nu și-a mai făcut această operație, însă o prietenă de-a ei a făcut această operație și după aceea a fost ca un fel de competiție între ele două. Pe parcursul procesului de terapie, ea a înțeles că problema ei nu este în felul în care arată, ci în felul în care se percepe. Și a început să devină cât mai confortabilă cu
cât mai confortabil în pielea ei. Asta e bine. O să revenim cu discuțiile, însă va trebui să luăm o scurtă pauză. Pauză și revenim. Farmacia în grădina dumneavoastră oferă spre vânzare pomi Ginkgo biloba de 2 metri cu 80 de lei bucata. Pentru comenzi mai mari de 5 pomi, transportul este gratuit. Inginer Petre Biolan, 0722 736 177. Medica TV, prima pe telecomandă. Sănătatea înainte de toate. Dacă vrei să știi tot ce e la zi în sănătate, sistemul de care te lovești cel mai des, locul de care viața ta depinde în fiecare zi, urmărește în această toamnă la Medica TV noul sezon Jurnal de Viață. Vei cunoaște alți profesioniști, oameni care din excelență au făcut un crez. Noua grilă lansează de luni până joi de la 19 la 21 singurul talk show dedicat dezbaterii pe actualitatea din medicina românească cu invitați care au autoritatea cuvântului în societatea medicală românească. Iar dacă vrei să te lămurești ce alimente dăunează sau nu sănătății tale, îl ai în direct prin telefon pe Dr. Menci, care răspunde pe șleau și îți spune adevărul. Un adevăr bazat pe 50 de ani de experiență în vârful cercetării alimentare românești. La Telemedica, specialiștii ai medicinei îți spun când trebuie să iei în seamă primele semne ale diferitelor afecțiuni și care sunt ele. Și peste toate, nu pierde în această toamnă seria nouă de documentare care te pun în temă cu standardele sistemului de sănătate avansate și spre care România ar trebui să se îndrepte. Medica TV, televiziunea de care depinzi. Lupta zilnică a persoanelor supraponderale în familie și în societate poate fi o bună lecție pentru cultura nutrițională a fiecăruia dintre noi. Dar ce fac medicii ca să poată salva oameni cu obezitate? Poveștile intervențiilor riscante. Urmăriți în fiecare luni de la ora 21 la Doctorul Obezității, în premieră în România, la Medica TV. Aici despicăm firul 4. Aici limpezim apele. Aici scoatem adevărul la iveală. Sunt Dr. Menci și te chem să vorbim pe șleau și să descoperim împreună secretele unei nutriții optime. Sună-mă în direct la telefonul emisiunii și află care este drumul cel mai scurt de la alimentație la sănătate. Îți plac florile, dar pentru asta trebuie să le poți vedea. Îți plac munții, dar pentru asta trebuie să îi poți cutreiera. Îți iubești copiii, părinții, familia, dar pentru asta trebuie să le poți spune. Viața e frumoasă dacă te poți bucura de ea. Medica TV, despre sănătate. Ne-am reîntors în platoul Telemedica. Vă reamintesc că înainte de pauză discutam despre intervențiile estetice. Alături de mine în studio sunt doamna doctor Adina Albert și Claudia Soare, psihoterapeut.
Vorbeam înainte de pauză despre motivele care îi determină pe oameni să recurgă la chirurgia plastică. Și aș vrea să știu care ar fi motivele corecte. Eu aș putea să spun, să vă povestesc, să vă detaliez cele trei categorii de pacienți pe care i-am. Vă rog. Am pacienți care sunt de obicei cu niște mici dismorfisme, așa s-au născut, nasul mare, urechile clăpăuge, eu știu, diverse sânii mari, sânii prea mici și așa mai departe. Aceste lucruri, într-adevăr, necesită o corecție chirurgicală, pentru că odată rezolvat acest complex sau acest neajuns care s-ar putea transforma într-un complex, lucrurile se rezolvă și firul vieții merge normal, firesc, spre dezvoltare armonioasă. A doua categorie a pacientelor mele este reprezentată de cele care doresc să-și păstreze tinerețea. Da? Avem, despre asta nu am vorbit încă, despre aceste doamne n-am vorbit. Sau domni, că nu sunt numai doamne. Și nu e nimic rău în asta. Nu e nimic rău în asta, adică chiar nu văd nimic rău în asta. Să dorim să, așa cum mergem să ne tundem sau să ne machiem sau mergem să la cosmetică să ne epilăm sau să ne facem un tratament cosmetic, în dorința de a ne păstra tinerețea, frumusețea, așa ar trebui să privim și aceste lucruri cu o frecvență, evident, eu știu, de o dată pe an sau de două ori pe an, nu așa de des ca la un centru cosmetic, și să încercăm să ne menținem tinerețea, pentru că prevenția este mult mai ușoară și mai ieftină decât un tratament de reîntinerire. Și a treia categorie o reprezintă pacientele obsesiv-compulsive, cum tocmai am aflat că se numește, de la care au această tulburare și care doresc, printr-o modificare a corpului, să rezolve problema vieții lor. Să găsească pe un soț plin de bani, știți, înțelegeți? Adică lucrurile sunt puse invers, căruța înaintea calului, fără să se gândească că un astfel de bărbat pe care ele și-l doresc în general sau o astfel de rezolvare a vieții lor presupune muncă și presupune efort din partea lor. Evoluția lor ca personalitate poate să aducă la un moment dat și un astfel de partener potrivit în viață. Dar apropo de parteneri, aveți și pacienți sau paciente care vin să-și facă o îmbunătățire împreună. Da, împreună sau... Sau separat. Exact. Sigur că da, familii. Sau după ce îi spune soțul. Soț, sau... soție, fică, fiu, da? În la familie. Îndemnul partenerului, mă refer. La îndemnul partenerului, da. Dar niciodată nu ascult neapărat de îndemnul partenerului sau a partenerului, oricât de dragă mi-ar fi persoana respectivă. Deci, de obicei, pacientele mele, pacienții mei, m-am spus, există această... grija mea de a oferi beneficii și nu și când te gândești la lucrul ăsta, atunci alegi din pacientură toate persoanele cărora li se potrivesc astfel de tratamente, nu le faci numai pentru că vrei să încasezi niște bani. Am avut la un moment dat, am povestit înainte de a începe emisiunea, am avut o doamnă care era soție de diplomat, un diplomat român care a călătorit foarte mult în multe capitale europene, doamna după el. Doamna multiplu operată în multe capitale europene și, într-un final, a ajuns și la clinica mea. Doamna respectivă, care trecuse de 65 de ani, mi-a cerut să-i fac următoarele operații. Trăgea de burtă și zicea, mie îmi tai așa, trăgea de un șold, îmi tai așa, trăgea de mâna, de pielea de la mână, mie îmi tai așa, pentru că nu mă interesează, îmi faci toate operațiile astea, îmi cer cât vrei tu, eu îți plătesc cât vrei tu, dar mi-e faci așa cum vreau eu. Vă imaginați că așa ceva nu este posibil să facă vreun om, vreun profesionist care are cât de cât, cum să spun, responsabilitatea actului medical. Eu nu știu dacă acea doamnă și-a găsit până la urmă un medic să opereze în stilul ăsta. Vă imaginați că această piele lăsată, care apare la toate persoanele după o anumită vârstă și este mai mult decât normală, ok, să nu fie foarte multă, dar este normal să ți se lase pielea după o anumită vârstă. Mai ales dacă nu faci sport, probabil. Și dacă faci sport, se mai lasă. Există o laxitate. Scade nivelul de colagen. Da, există o laxitate fiziologică, e normal. Vă imaginați că transforme această laxitate fiziologică, deci un normal, transformi niște zone acoperite de cicatrici definitive, oribile, inestetice,
pentru care nu mai ai lac. Și transformi această obsesie pe care ai căpătat-o pentru un lucru firesc până la urmă în ceva ce o să se mărească sau să, cum să spun, o să se potențeze de 100 de ori. Deci această doamnă o să devină probabil ulterior sau a devenit obsedată de cicatricile căpătate postoperator. Da, pentru că aceste cicatrici sunt cumva, le trimit cumva în spate la experiență. Adică la, uite, aceste cicatrici mi-arată că aici a existat un surplus de piele. Și nu o să uite în veci. Nu o să uite niciodată că a fost ceva acolo. Practic imaginea veche. Așa este. Dar întrebam de persoanele care sunt îndemnate de parteneri. Vă ați întâlnit de astfel de situații? Cred că am avut doar două, trei cazuri în care nu am remarcat de la început sau nu am sesizat tendința partenerului de... Am avut o domnișoară care a fost trimisă într-adevăr de iubitul ei să-și pună implanturi mamare, dar după o perioadă, n-au trecut 2 ani, parcă, a venit și i-am scos implanturile pentru că nu ea și a fost cea care și-a dorit intervenția, ci partenerul pe care deja nu-l mai avea, da? Și a venit, i-am scos, norocul nostru împreună, că v-am spus că noi formăm o echipă, a fost că ea era tânără și în momentul când am scos implanturile, pielea a revenit aproape la fel ca înainte, deci sânii nu au ptozat, nu au căzut, nu au... A avut noroc. A avut noroc. Și cred că a mai fost un caz sau... Dar, în general, nu fac astfel de... Deci, în specialitatea noastră, unde noi suntem particulari, noi nu avem șefi, nu e nimeni să ne protejeze, trebuie să ne protejeze propria conștiință, trebuie să mergem să oferim un act chirurgical de calitate și care să aducă beneficii clare. Dacă noi, dacă eu persoane cred că acea operație... Exact. Dacă eu consider că acea operație care mi este cerută, uneori cu lacrimi în ochi sau cu bătând din picior sau amenințându-mă că cheamă poliția dacă nu o operez, mi s-a întâmplat și asta. Deci, dacă eu consider că acea operație care mi este cerută nu îi face bine, nu îi se potrivește, nu o voi face în veci, indiferent cât bani se oferă. Asta e bine, dumneavoastră sunteți. Eu așa procedez. Știu că sunt mulți care nu fac așa. Și pozitiv. Așa. Cu siguranță, da. Dar mă interesează cum ar trebui să gestioneze o persoană o astfel de situație în care este presată de partener să-și facă o anumită îmbunătățire. E foarte interesantă întrebarea ta, Elena, pentru că de foarte multe ori, inclusiv în ședințele mele de terapie de cuplu, întâlnesc deseori această, cum să-i spun, codependență emoțională. Ea poate să fie de foarte multe, de foarte multe feluri. Și evident se ajunge la o relație toxică. Ambii parteneri devin toxici unul pentru celălalt, nu doar unul, nu doar altul. Însă în momentul în care există o femeie care intră într-o relație de cuplu cu un bărbat, care este poate mai puternic, are un statut social mai mare sau statut financiar sau este o persoană impunătoare, agresivă, eu îmi îndrept un pic atenția tot către ea. Ce o face pe ea să aleagă în mod conștient sau inconștient un partener ca el. Pentru că nu orice femeie ar fi cu un astfel de bărbat. Acum, ca să mă raportez la întrebarea ta, în condițiile în care, nu știu cum procedează doamna doctor, dar din câte spune este un exemplu pentru noi toți, felul în care abordează pacientele, pacienții, eu personal, dacă aș avea, nu am avut în terapie un astfel de caz, dar dacă aș avea un astfel de caz în care o femeie îmi spune, uite, mă gândesc să-mi fac aceste operații estetice pentru că partenerul meu nu este mulțumit de mine sau mă presează, i-aș pune întrebarea, în primul rând, ea ce gândește despre chestia asta. Ea cum se privește, ea ce-și dorește, ea ce-ar schimba la ea, practic ce-și propune să obțină în urma unei posibile operații, cum este iubirea, cum este intimitatea, cum este fericirea pentru ea. Pentru că dacă se așteaptă ca asta să-i rezolve problemele în cuplu sau să îl facă pe bărbatul de lângă ea fericit, este doar o iluzie. Pentru că acel bărbat, practic, nu își dorește să fie cu o femeie fericită lângă el, își dorește să fie cu o femeie pe care poate să o manipuleze așa cum... Și să o controleze. Și să o controleze. Aș avea și o întrebare, că acum mi-am adus aminte de un alt caz. A venit... De curând la clinică o domnișoară care avea toate
foarte multe accente de exagerare, avea niște tocuri atâta, avea niște, mă rog, mai multe lucruri, o fustă extrem de foarte slabă, avea niște picioare drepte, frumoase, spunea că e crăcănată, mă rog, dar era cu mama, okay. Această copilă. Cred că avea 19 ani, era cu mama. Okay. Mama nu ieșea din cuvânt. Eu nu știu, întrebarea mea este cum ar trebui să procedeze o mamă care vede deja că fiica are niște exagerări sau cere niște lucruri care nu prea sunt ancorate în realitate, cum era exact cazul. Mama nu știa că se comporta așa conștient, mm-hmm, okay. Sau inconștient. Probabil pentru că la un moment dat, deci domnișoara a venit la mine să-i pun implanturi mamare și mi-a spus, doamna doctor, mie îmi puneți cele mai mari implanturi să se vadă de la o poștă că eu am implanturi mamare. Deci își dorea ceva... Evident. Ceva foarte evident. Iar mama a fost cea care a întărit, da. Adică nu am înțeles nici cu ce se ocupa această domnișoară, bine, nici n-am intrat în detalii de genul ăsta, dar o mamă care se confruntă cu astfel de probleme, cu o fetiță de genul ăsta, cum ar trebui să privească lucrurile? Ce e foarte interesant că, deși are 19 ani, a venit cu mama, da, practic, deși este matură, adultă, major, exact, responsabilă de viața ei. E clar că se simțea bine cu mama. E clar, da, că era o relație. Era o relație, exact cum spuneam, de codependență emoțională. Și o susținea. În toate... În toate aberațiile. Cum ai spus și tu, felul în care era îmbrăcată, practic exagerarea vestimentației și a tocurilor, cumva voia să transmită că are nevoie de atenție. Știu unde m-aș duce eu mai exact. Acum sunt multe ipoteze, e adevărat, însă e foarte posibil ca și mama să nu fie, evident, în rolul ei de mamă, rolul mama matern. Era absolut normală, deci ea n-avea nicio exagerare. Din punct de vedere fizic? Fizic tot, nimic. Mm-hmm. Avea o atitudine pasivă în fața fiicei ei sau? Pasivă, da. Ok, pasivă. Deci practic ce spunea fiica era literă de lege. Era literă de lege. Da, da. Acum mai sunt și mame care vor să le facă pe plac copiilor din toate punctele de vedere, să nu-i dezamăgească, să se asigure că iubirea pe care o primesc din partea copiilor este absolută, necondiționată de nimic. Eu acum mă ajunge un pic în altă direcție, pentru că, spre exemplu, o tânără care deja vrea să tragă atenția și ea știe ce vrea să facă cu chestia asta, vine cu mama, are și 19 ani, eu aș tinde să cred un pic că cam caut atenția mamei. Poate e un pic ciudat ce spun, dar în momentul în care vii cu mama fiind adult, asta, vârsta, eu la vârstă mă duc pentru că asta spune foarte multe lucruri, vii cu mama, care mama este diferită de tine din punct de vedere estetic, din punct de vedere al personalității. Cred că pot să înțeleg, iar mama poate că era puțin, e ca și se când simțea mama vinovată că o fi lipsit o parte din... Exact. Și probabil că a fost o mamă absentă, care în continuare era în rolul de mamă, dar absentă emoțional, să-i spunem, dar a vrut să fie prezentă din alte puncte de vedere. Însă, în mod inconștient, fiica cumva o punea pe mamă în contact cu rolul ei de mamă. Pentru că nu întâmplător a venit la tine, care tu ești o femeie, ești o femeie asumată, știi, cumva a vrut în mod indirect și părerea ta. Eu i-am spus părerea mea, i-am spus că nu... Mă rog, deci i-am spus exact, totdeauna sunt sinceră, uneori sunt sinceră și chiar dacă nu le place, asta este, eu sunt sinceră, n-am cum să fiu altfel. Dar ea, mama, m-a surprins faptul că nu îmi dădea dreptate mie. Mama era cu fiica, o susținea mama, pe ea. Da. Fiica ei, da, și la un moment dat mi-a argumentat ceva de genul că ea se învârte niște cercuri foarte elevate, cu foarte mulți bani și toate fetele în acele cercuri sunt la fel și vrea și ea să ajungă la nivelul lor prin numărul de intervenții pe care vrea să se încadreze într-un anumit grup. Da. Aici este și nevoia de apartenență, cumva la grup. Când toate prietenele mele sau toți prietenii mei sunt într-un fel sau altul, acel e factorul coagulant. Uh-huh. Adică ceea ce mă face pe mine să simt că aparțin. Și aici tot la familie mă întorc, pentru că acest sentiment de apartenență probabil a fost carențat, a fost frustrat și nu în mod întâmplător a ajuns cu mama, pentru că cumva aici e un cerc vicios. Uh-huh. Mama probabil simțindu-se, cum spunea și tu, Elena, poate vinovată, că dintr-un punct de vedere nu foarte conștient, neglijată, da. A neglijat-o, acum sunt aici prezentă, măcar fizic, financiar, și atunci vreau să compensez și recompensez absența mea sub forma asta, care de multe ori poate să fie toxică de altfel. Da. Dar cum ar putea să-și dea seama un părinte, de exemplu, că
adolescentul sau adolescenta lui suferă de sindromul acela al dismorfiei. Aici este și în funcție de vârsta pe care o are copilul și cât de prezent este părintele în viața lui, pentru că sunt foarte mulți, din păcate, în ziua de astăzi, adolescenți care ori au părinții divorțați și locuiesc ori cu mama, ori cu tata, ori părinții sunt plecați, unul din ei, ori sunt mai mult prezenți la locul de muncă sau în cercurile lor sociale. Adică e totul foarte subiectiv. Însă, chiar și așa, un contact sigur există. Și atunci, cum ar putea să observe? Prin simplu fapt că își petrece cuvintele, acțiunile, tot ceea ce prezintă copilul / adolescentul în fața părintelui are cam aceeași tematică, adică felul în care arată, spre exemplu, sau petrece extraordinar de mult timp în fața oglinzii, sau investește o sumă de bani în haine sau în... Adică, practic, punctul de interes care poate să, practic, să-i monopolizeze viața, asta ar fi un aspect. Al doilea aspect ar fi neglijarea cercurilor sociale, cumva se retrage din cercurile sociale pentru că e partea de bullying despre care vorbeam la început, rușinea de a se prezenta în fața altor persoane, alți prieteni sau chiar la școală. Și un al treilea aspect ar fi stările pe care le are copilul respectiv, pentru că poate să fie anxios, poate să fie depresiv, deprimat, poate să fie furios, adică poate să aibă accese de furie, adică tot ceea ce înseamnă comportament, emoție și gânduri. Și evident relația cu mediul social. Pentru că foarte mulți adolescenți tineri își petrec timpul pe rețelele de socializare și se uită la niște poze în care persoanele respective arată perfect, pentru că folosesc tot felul de filtre și de aplicații care subțiază talia, alungesc picioarele, îți fac nasul într-un anumit fel. Mă gândesc că sunt influențați și de lucrurile astea. Sunt influențați, da, și din păcate este o influență toxică, cum spuneam și la început, pentru că acele imagini nu există realmente. Practic, ok, una este să mergem la medic, să ne îmbunătățim și să fim mult mai mulțumiți de noi, să căpătăm credere, stimă de sine și așa mai departe. Alta este să stăm în camera noastră sau într-un spațiu noi cu noi și să ne dedicăm, să ne lăsăm influențați efectiv de ce găsim pe Instagram sau pe alte rețele de socializare sau, mă rog, pe social media în general. Și asta pentru că, cum spuneam, influența e toxică pentru că nu vine cu ceva real. Adică nu vine cu, uite, poți să îmbunătățești chestia asta așa, asta e direcția, astea sunt implicațiile, astea pot fi rezultatele, cumva un proces realist. Acolo, cumva, totul este foarte, e fals, este o iluzie, practic. Așa este. Doamna doctor, dar mă interesează, aveți pacienți sau paciente care vin cu niște poze și spun, eu vreau să arăt așa, sau vreau să am nasul așa, vreau să am buzele așa, vreau să am conturul feței așa? Da, sigur. Și mi-aduc, dar de ceva vreme încoace, uite, chiar acum îmi dau seama, nu prea au mai fost așa de multe, pentru că eu prezint, am grijă să prezint foarte des astfel de rezultate. Și atunci ele poate să aleagă din rezultatele pe care le prezint. Am o cazuistică foarte mare, m-am ocupat de aceste poze, să le aranjez, să le găsesc, să le potrivesc, să le... ordonez astfel încât un pacient care intră la mine în clinică să știe exact cum arată și unde ar putea ajunge sau ce ar putea obține cu rezultatul. Dar totuși mai există câteva paciente care încearcă așa timid să-mi spună, știți, am și eu două poze, dați voie să vă arăt. Și mă rog, le dau voie, dar ideea este că totdeauna trebuie să plecăm de la materialul clientului. Nu orice nas poate să devină un nas mic și fin. Nu orice sân poate să fie atât de mare sau atât de mic. Sau, mă rog, mai sus, mai jos, cum își dorește pacienta. Odată făcute, oferite toate explicațiile, mă asigur că sunt înțelese și se încheie prima consultație, urmează o perioadă de timp, de regulă 2, 3, 4 săptămâni, în care pacienta se gândește, în funcție de întrebările care vin ulterior, pe telefon sau cum vin ele, realizez cu cine am de-a face.
dacă pacienta este echilibrată, dacă a înțeles ce am spus, dacă a realizat că această specialitate nu poate să facă totdeauna minuni și are niște limite și mergem, atunci de fapt decidem dacă mergem mai departe sau nu. Am avut paciente în care nu am reușit, ne pregăteam să intrăm în operație. Înainte de a începe operația mai avem o ultimă discuție pe care o facem pe îndelete, să avem timp suficient să discutăm. Trebuia să-i fac o corecție la nivelul nasului, iar în această ultimă discuție mi-a pus atât de multe întrebări la care eu răspunsesem deja înainte de câteva ori și am realizat în secunda aia că nu am cum să operez pe doamna respectivă, mi-am cerut scuze și am trimis-o acasă pentru că nu, abia atunci mi-am dat seama că e ceva neregulă. Și asta este, se mai întâmplă uneori să nu fiu pe placul unora dintre doamnele care vin sau pacienții care vin în legătură cu mine, dar nu am ce să fac, trebuie să înțeleagă toată lumea că nu fac decât ceea ce este benefic pentru ele. Asta este foarte dacă important. Dacă se înțelege lucrul ăsta, atunci probabil că nimeni nu va fi supărat pe mine vreodată. Și ceea ce pot eu să fac, atenție că nu pot să fac absolut orice operație. În lumea asta există medici care nu fac toată viața lor decât operație la nas. Se supra-specializează pe anumită... Alții fac numai corecții la nas în urma altor operații la nas. Deci fac rinoplastii secundari, chiar și mai specializați, supra-specializați. Alții fac doar intervenții la nivelul sânilor. La noi în țară nu se poate încă trăi sau construi o afacere doar o afacere, un business doar dintr-o singură operație. Nu ne putem permite să ne supra-specializăm. Am încercat câțiva, dar au trebuit să, mă rog, să lărgească paleta de intervenții pentru că se poate. Nu există atâta adresabilitate încât să poți lucra o singură operație și să te supra-specializezi pe ea. Aș vrea să vă întreb care sunt cele mai cerute operații estetice? În continuare, intervenții la nivelul sânilor, intervenții la nivelul nasului, cam astea sunt, și sculpturile, liposculpturile, adică lipoaspirațiile în zonele în care nu cedează la exercițiu fizic și sunt destule. Există aripioarele, de exemplu, șoldurile care de regulă nu cedează la dietă, la exerciții, la masaje și atunci acele zone trebuie sculptate. Deci lipoaspirația nu este o metodă prin care noi slăbim, este o operație prin care noi ne remodelăm corpul. Nu e o metodă prin care slăbim pur și simplu, spunem gata, nu am nevoie să mai lasă țin dietă, să mai fac exerciții. Și mă duc după aia și fac lipoaspirație, nu se poate. Și după lipoaspirație, 6 luni de zile, nu avem voie să ne îngrășăm deloc, pentru că nici măcar 100 de grame. Pentru că în alea 6 luni în care se formează cicatricea care va lipi pielea de stratul de dedesubt de mușchi, da, mă exprim așa ca să înțeleagă toată lumea, cât timp se formează acea cicatrice în interior, nu avem voie să ne îngrășăm pentru că acele celule adipoase sau grăsimea care se depune, se va depune neuniform, sub formă de cucoloașe și vom strica toată zona aceea. Dacă 6 luni de zile nu ne-am îngrășat, cicatricea s-a definitivat, s-a oprit în evoluție, pe dinăuntru, după aceea, chiar dacă ne îngrășăm, niciodată nu ne vom mai îngrășa aici. Deci rezultatul e definitiv, cu condiția să participăm să și noi puțin, să respectăm indicațiile postoperatorii. Apropo de asta, cât de important e să respectăm indicațiile postoperatorii? Cât de mult influențează rezultatul? 1 la 10, 10. Atât de important e. E maxim de important. Nu poți să obții un rezultat bun fără concursul 100% al pacientului. Nu ai ce să știi, nu ai cum să știi ce face pacientul când merge acasă. Dacă, de exemplu, ne-am dus la un stomatolog și ne-am pus o plombă, erau pe vremuri, nu știu dacă se mai pun acum, o plombă, și ne ducem, plecăm de la el, ne spune să nu mâncăm 2 ore și ne ducem și mâncăm niște alune imediat. De ce vină are stomatologul că tu nu ai respectat? Și așa, sunt atâtea alte exemple. Deci este absolut obligatoriu. Și chiar dacă respecti toate indicațiile postoperatorii, se întâmplă să apară tot felul de complicații mai mici sau mai mari. Te duci imediat la medic, îl înștiințezi vii, pentru că întotdeauna există un remediu imediat. Ți s-a desprins un fir. Spune omului, du-te imediat. Se rezolvă pe loc. Ți s-a, nu știu, s-a... Habar n-am. Tot felul de mici
lucruri. Și dacă medicul este informat și îl consulți în timp foarte scurt, de regulă rezolvarea pe loc. Altfel, de las se adună, trenează, se complică și mai tare, ajung la un rezultat care este așa și așa, pentru că tu nu ai respectat sau nu ai vrut să fii în contact direct cu medicul tău, te-ai supărat și ai plecat sau nu știu ce ai făcut. Numai medicul operator știe cel mai bine ceea ce este acolo, în operația lui, și ce a făcut și cum a decurs și te cunoaște și așa mai departe. Tu poți, ești liber să mergi să consulți și alți medici. Cu siguranță. Dar 99,99% dintre cei alți medici te vor trimite la medicul operator principal. Așa este, o să discutăm mai mult despre acest subiect și despre cazuri particulare, însă acum va trebui să luăm o scurtă pauză și revenim. Medica TV, prima pe telecomandă. Sănătatea înainte de toate. Dacă vrei să știi tot ce e la zi în sănătate, sistemul de care te lovești cel mai des, locul de care viața ta depinde în fiecare zi, urmărește în această toamnă la Medica TV noul sezon Jurnal de Viață. Vei cunoaște alți profesioniști, oameni care din excelență au făcut un crez. Noua grilă lansează de luni până joi de la 19 la 21 singurul talk show dedicat dezbaterii pe actualitatea din medicina românească cu invitați care au autoritatea cuvântului în societatea medicală românească. Iar dacă vrei să te lămurești ce alimente dăunează sau nu sănătății tale, îl ai în direct prin telefon pe Dr. Menci, care răspunde pe șleau și îți spune adevărul. Un adevăr bazat pe 50 de ani de experiență în vârful cercetării alimentare românești. La Telemedica, specialiștii ai medicinei îți spun când trebuie să iei în seamă primele semne ale diferitelor afecțiuni și care sunt ele. Și peste toate, nu pierde în această toamnă seria nouă de documentare care te pun în temă cu standardele sistemului de sănătate avansate și spre care România ar trebui să se îndrepte. Medica TV, televiziunea de care depinzi. Lupta zilnică a persoanelor supraponderale în familie și în societate poate fi o bună lecție pentru cultura nutrițională a fiecăruia dintre noi. Dar ce fac medicii ca să poată salva oameni cu obezitate? Poveștile intervențiilor riscante. Urmăriți în fiecare luni de la ora 21 la Doctorul Obezității, în premieră în România, la Medica TV. Aici despicăm firul 4. Aici limpezim apele. Aici scoatem adevărul la iveală. Sunt Dr. Menci și te chem să vorbim pe șleau și să descoperim împreună secretele unei nutriții optime. Sună-mă în direct la telefonul emisiunii și află care este drumul cel mai scurt de la alimentație la sănătate. Îți plac florile, dar pentru asta trebuie să le poți vedea. Îți plac munții, dar pentru asta trebuie să îi poți cutreiera. Îți iubești copiii, părinții, familia, dar pentru asta trebuie să le poți spune. Viața e frumoasă dacă te poți bucura de ea. Medica TV, despre sănătate.
Ne-am reîntors în platoul Telemedica, discutam despre operațiile estetice și aș vrea să vorbim mai în detaliu despre intervențiile la sân, pentru că ați spus că sunt unele dintre cele mai solicitate intervenții. Și aș vrea să știu ce presupune o operație de mărire a sânilor. Operația de mărire a sânilor presupune la cele mai multe dintre pacientele noastre introducerea unor implanturi mamare. Implanturile mamare, în ultima perioadă, de mai bine de 10 ani încoace, se folosesc cu preponderență implanturile mamare siliconice. Ele conțin silicon înăuntru, conțin silicon și pe din afară, deci au o capsulă siliconică și înăuntru un gel siliconic, care este coeziv, nu curge, nu își modifică forma. Deci dacă se întâmplă sau, eu știu, există un accident, o situație în care acea capsulă a implantului se fisurează, gelul rămâne acolo, nu se duce, nu se disipează nicăieri. Aceste implanturi mamare au diverse forme, au diverse mărimi, au diverse înălțimi, proiecții și așa mai departe. Ele sunt produse de mai multe tipuri, adică sunt mai multe firme care produc implanturi mamare. Medicii esteticieni au libertatea de a alege ce implanturi consideră ei că sunt mai potrivite pentru fiecare pacient în parte. Deci medicul alege, bine punctat, nu pacienta. Medicul alege. Sau mai bine zis, medicul propune. Pentru că el are informațiile și el știe despre ce e vorba. Este foarte greu să mă duc să-mi cumpăr o mașină de calitate dacă nu mă bazez și pe expertiza sau să zic că aleg un anumit brand, dar nu știu ce să iau sau nu știu cum să o dotez dacă nu merg și pe expertiza omului care se pricepe. La fel și aici, trebuie să oferim pacientei toate detaliile necesare într-o marjă cu niște limite și pacienta în final alege ce îi se oferă. Dar, trecând peste asta, există câteva tipuri de implanturi care sunt cotate foarte bine pe piață, cu care noi lucrăm și de la care poate că am abdicat, să zic așa, o perioadă scurtă de vreo două ori și totdeauna am renunțat și am revenit la aceste implanturi. De-a lungul timpului apar și alte implanturi care sunt considerate noutate și că orice noutate e privită cu mare bucurie, dar din păcate nu mai trebuie să fim atât de bucuroși că ne punem implanturi noi apărute, pentru că întotdeauna trebuie să lăsăm la aceste produse un anumit testate. Interval să fie experimentate. Și mai bine să experimenteze altcineva decât să experimentăm noi. Prin urmare, la congresele de specialitate, eu nu mai sar în sus de bucurie când apare un alt produs sau un produs nou, ci îl privesc cu rezervă și aștept să se acumuleze experiență în alte clinici și abia după aceea decid dacă îl folosesc și eu sau nu. Revenind la implanturi. Fiecare persoană are o circumferință toracică la nivelul șanțului suframar, are o anumită, un anumit diametru al glandei mamare și așa mai departe. Sunt niște măsurători care se fac și în funcție și de restul trupului propunem pacientei o limită superioară și o limită inferioară a implantului. Foarte multe dintre noi oamenii avem asimetrii. De unele dintre aceste asimetrii noi nici nu avem habar, mă refer mai ales la nivelul sânilor, până când nu intri în legătură cu un medic plastician care să-ți facă niște măsurători și să-ți atragă atenția că fie unul are o lăie mai sus, una mai jos, un sân mai mic, unul mai mare, unul mai sus, unul mai la dreapta, unul mai la stânga. Există adesea astfel de asimetrii. Pentru a corecta aceste asimetrii, uneori, nu totdeauna, folosim implanturi diferite, cu proiecții diferite, cu înălțimi diferite, chiar și branduri diferite, dacă noi considerăm că este nevoie de o astfel de... Aceste implanturi se comandă, ele sunt sterile, se deschid în momentul operației, se folosesc și așa mai departe. Pacienta va avea un card pe care sunt trecute seriile celor două implanturi. Este bine ca pacienta să-l păstreze acest card, să-l aibă întotdeauna. Acel card este ca un fel de certificat sau carte de identitate în cazul în care ți se întâmplă ceva cu unul dintre implanturi, firma producătoare îți dă un alt implant în mod gratuit ca să-l înlocuiești pe acela. De regulă, aceste implanturi sunt
sunt, cum să spun, le păstrez cel puțin 20 de ani fără probleme. Ce se modifică în cursul acestor ani nu este implantul ca atare sau poziția și lui, corpul. Ci glanda mamară și corpul. Pentru că dacă în 20 de ani ai avut 3 sarcini și 3 alăptări, ai mai avut un excedent de 20 de kg pe care l-ai slăbit de vreo 2-3 ori, ai făcut și treaba asta, evident că această glandă mamară se va lăsa și în final e nevoie de o ajustare a glandei mamare chirurgical în concordanță cu locul în care există implantul. Implanturile de cele mai multe ori se introduc în spatele glandei, în spatele mușchiului pectoral. Există 3 straturi principale, este pielea, glanda mamară și mușchiul pectoral. Sub mușchiul pectoral se introduce acest implant, astfel încât există o distanță față de glanda mamară. Glanda mamară funcționează absolut firesc în timpul alăptării, nu este interferată deloc, nu este incomodată, poți să alăptezi fără nicio problemă. Aș vrea să vorbim și despre forma implanturilor, că ați spus că sunt rotunde și anatomice și avem aici niște exemple. Da. Prima operație este pur și simplu o mastopexie, nu avem implanturi aici. Este o tânără de 18 ani care a avut un excedent ponderal și l-a pierdut în urma unei operații de gastric sleeve și s-au lăsat și sânii în momentul în care a slăbit. Cred că a slăbit vreo 40 de kilograme. Și a avut nevoie de acest lifting mamar. Deci nu avem implanturi la prima operație. Următoarele operații toate sunt cu implanturi. Da. Dacă mă întrebați care sunt rotunde și care sunt anatomice, vă spun că toate sunt rotunde. Toate sunt rotunde în acest caz, pentru că implanturile rotunde, din perspectiva mea sau din experiența mea, sunt întotdeauna primele pe care ar trebui să le alegem. Pentru că aceste implanturi rotunde conferă sânului o formă foarte tânără. În sensul că avem această proeminență sau acest volum suplimentar în polul superior, exact ce ne dorim. Dacă implantul nu este extrem de mare, acest pol superior plin este exact ceea ce dorește orice femeie să se vadă frumos dintr-un sutien sau dintr-un decolteu. În cazul în care există o distanță mică de la nivelul claviculei, se explică așa, de la claviculă până la nivelul areolei mamare, dacă distanța este foarte mică, adică sânul este undeva poziționat mai sus decât trebuie, nu mai putem folosi aceste implanturi rotunde, pentru că vom avea senzația că avem sânii în gât și atunci trebuie să folosim... Am tot văzut exemplu de ce. Și atunci trebuie să folosim implanturile anatomice, la care maximul de volum este în polul inferior, iar în polul superior nu aduc aproape deloc volum. Sânul se așează într-o manieră anatomică, de pară, formă de pară sau, mă rog, cum se mai spune. Deci nu există decât câteva cazuri selecționate. Cred că ultimul caz de aici, unde am pornit la o pacientă care nu avea deloc sâni și cu cred că acolo sunt implanturi anatomice. Da, acolo sunt implanturi anatomice. În rest, de fiecare dată, atunci când și de cele mai multe ori, 90% din cazuri se poate, folosim implanturile rotunde care au acest beneficiu. Plus că în timp, aceste implanturi rotunde sunt oricum se mai lasă. Implantul rotund, păstrându-și volumul suplimentar, face ca să nu se arate în continuare cât de cât tânăr, chiar dacă nu mai suntem așa de tinere. Și chiar dacă implantul anatomic, de obicei se spune că arată un pic mai natural. Implantul anatomic arată natural, dar arată natural ce înseamnă? Adică lăsat. Da. Nu au fost foarte multe, în timp. Am avut foarte multe paciente care s-au operat și au pus implanturi anatomice la alți medici care la fel au spus, păi ai 20 de ani, nu știu ce, hai să spun să nu-ți arăți natural, la. Și n-a fost deloc natural, au fost mult prea lăsați pentru vârsta lor și au venit la mine și am schimbat implanturile cu rotunde și au fost foarte, foarte mulțumite. Deci și naturalul ăsta îl punem atunci când avem neapărat nevoie să, natural mă refer la implantul care aduce aspect natural. Numai atunci când e cu adevărat nevoie, altfel, trebuie să prevenim această ptoză sau estetica pe care o obținem cu aceste implanturi cu lăsarea sânilor și să prevenim lucrul ăsta prin folosirea unui implant rotund. Implantul rotund care nu are proiecție foarte mare, care are o proiecție moderată, potrivită, este cea mai bună alegere.
și rezolvă cele mai multe cazuri. Dar în cazul pacientelor care au sânii foarte mici, cum văd aici, un exemplu, se se poate pune de la prima operație un ceva implant mare? Mai mare? Nu. Nu se poate pune foarte mare, dar se poate pune în așa măsură încât să rezolvăm problema dintr-o singură operație. Iar în cazurile acestea și în cele mai multe cazuri pe care le am, eu doresc să obțin rezolvarea dintr-o singură operație. Nu vreau să am nu știu câte operații până când... Dar este și dorința pacientelor. În general, pacientele care nu au avut sân sau au sânii foarte mici sunt puțin, cum să spun, reticente și doresc să li se pună un implant, dar nu foarte mare, astfel că să nu se vadă prea mult în exterior, să fie așa și așa și așa. Și sunt puțin fricoase și atunci poate nu ar face un pas atât de decisiv să ajungă la o mărime așa și eu le implor, le rog foarte mult să meargă pe mâna mea și să accepte să punem cât le spun eu, pentru că altfel vor regreta și își vor da seama că a făcut operația degeaba. Am avut o pacientă care îmi cerea, nu știu, 180 sau 160, nu știu cât vrea să-i punem, ceva foarte, foarte mic. Nici nu avem implanturi de 160 de mililitri. Ar fi trebuit să comand special să îi le pun. Și într-un final a fost o muncă de lămurire, dar am lămurit-o. Deci trebuie să acceptăm pacientele, trebuie să accepte și să se încreadă în cuvântul medicului pe care și l-au ales, după ce l-au ales, evident, și să se încadreze în acele limite pe care, limită inferioară, limită superioară. Pentru că nu spun nimănui, ție îți trebuie 325, nu. Îi spun, se uite, între atât și atât. Poți să alegi ce dorești tu între astea, astea sunt limitele. Și în felul ăsta rezolvăm problemele. Dar sunt și paciente care își doresc sâni foarte mari și care ar arăta neproporțional. Mm. Corpul lor. De la nimic la sunt foarte mari, n-am avut niciodată. În imaginea aceasta care a apărut acum, cea mai închisă la culoare, este o operație, după cum vedeți, greșită în antecedente și sus sunt implanturi. Un implant e mai sus, unul e mai jos, da? Și a trebuit să facem o reconstrucție a capsulei, pentru că implantul stă în interiorul sânului și formează o capsulă. Organismul creează o capsulă. E ca o mănușă de latex, cam așa arată această capsulă, subțire. Și când se vindecă, capsula aderă neapărat, nu totdeauna se lipește, dar este foarte, foarte în intimitate cu implantul mamar. Dacă implantul mamar e mai sus, cum e cazul ăla, a fost pus mai sus, atunci și capsula e mai sus. Nu se mai poate corecta în niciun fel prin vreo formă de masaj. Și atunci a trebuit reoperată și repoziționată. Se numește capsulectomie, se scoate capsula în totalitate. Este mult mai dificilă operația aceasta decât operația simplă de introducere a implantului mamar de la început. Primară, operația primară. Dar care sunt alte riscuri ale operațiilor de mărire a sânilor, în afară de cel de care ați pomenit, să nu iasă așa cum trebuia sau să fie pus implantul greșit? În afară de estetic, da? După operație, pacienta trebuie să știe că 2 luni de zile trebuie să poarte o bustieră specială, medicinală, non-stop, zi și noapte. Dacă din când în când înlăturăm bustiera, că trebuie să o spălăm, trebuie să o înlocui cu altă bustieră, deci non-stop trebuie să avem această bustieră. Tot ce înseamnă efort fizic pe mușchii pectorali, cei 2 mușchi de care vă vorbeam, sub care se introduc implanturile, efortul fizic pentru acest mușchi trebuie redus la 0, păstrat la 0 timp de 6 luni, ideal ar fi, astfel încât acel implant și acea capsulă să se formeze în zona respectivă. Dacă nu facem asta, putem obține ceea ce am obținut acolo. Prin mișcări excesive sau contracții excesive ale musculaturii pectorale putem să tracționăm implantul și să-i modificăm forma și să avem rezultatul de acolo, un implant mai sus și unul mai jos, numai prin faptul că nu am respectat această indicație, să nu facem efort cu musculatura pectorală. Mai departe, expunerea la soare este... Deci dacă ne expunem la soare în perioadele de dimineață de vreme și după amiază târziu, când nu este foarte puternic și nu este căldura extraordinar de mare, atunci nu e o problemă. Adică dar atunci când este indicat, de fapt, pentru toată lumea. Da. Căldura excesivă creează de regulă
dificultăți, vici de vindecare la nivelul capsulei respective. Eu am avut, am trecut prin niște evenimente cu o pacientă, că mai multe nu am avut, care nu a respectat aproape niciuna dintre aceste indicații postoperatorii. Mai mult decât atât, ea era undeva cu firele pe ea încă, deci în primele și pansamentele pe ea, în primele două săptămâni postoperatorii, mă rog, era, participa la niște emisiuni, făcea niște filmări, în sfârșit, niște ciudățenii din astea. Dacă nu ar fi fost persoană publică, eu nu aș fi știut ce a făcut ea în perioada postoperatorie și nu aș fi reușit să înțeleg de ce a avut acele două complicații pe care într-un final le-a avut într-adevăr. Presa m-a ajutat la vremea respectivă să aflu ce a făcut. Vă dați seama că a fost un caz, o excepție de la regulă. În mod normal, noi medicii nu avem cum să știm în ce măsură sunt respectate indicațiile noastre după ce pacientul a plecat de la noi în clinică. Aș spune că depinde, hai să spunem, nu 100%, dar 90% depinde de rezultatul final de respectare a acestor indicații postoperatorii. Am mai avut o doamnă la un moment dat care tot așa, după ce a plecat de la noi din clinică, la o zi avea de la operație, a prins-o ușile unui lift și s-a ferit și tot așa a mobilizat implantul prin acea mișcare bruscă a mușchiului pectoral. Deci este foarte important să privim, cum să spun, să ne informăm, să știm ce avem de făcut, să nu devenim încrâncenate și, cum să spun, obsedate că avem nevoie să respectăm riguros, să le privim cu relaxare, dar să respectăm și să nu facem ceea ce scrie acolo când avem voie să facem, 6 luni de zile. Existau și niște studii recente, cât de cât, care spuneau că un anumit tip de implant ar putea duce la apariția limfomului, tip de cancer al limfei, dacă nu mă înșel. Eu n-am folosit niciodată acel implant. Dacă e să folosim, să vă spun chestia asta. Deci e vorba doar de un singur tip de implant, care de altfel nici nu se mai folosește de mult timp. Din păcate, pentru acel tip de implant s-a făcut o atât de mare campanie publicitară în România de către un medic la vremea respectivă. Iar vă spun, consider că există o lege care spune că un medic nu are voie să facă reclamă la niciun produs medical. Și mi se pare că este o regulă foarte bună și foarte sau la vreun medicament. Este foarte corect să fie așa. Pentru că acest cuvânt sau această reclamă acerbă peste tot, sau oriunde te întorceai, orice pacient îmi venea, îmi spunea, eu vreau implanturile alea, că am auzit că sunt cele mai bune. Adică până și noi, ceilalți medici care nu făceam reclamă la acel implant, eram nebuniți să le folosim pentru că ni se cereau de către pacientul. Bun, revenind. Acel implant, e vorba numai de el. Și a fost de mult scos din. Eu l-am folosit vreo un an, jumate, doi l-am folosit la vremea respectivă și imediat după aceea nu l-am mai folosit, pentru că într-adevăr aderența între implant și capsulă era atât de mare încât în momentul în care încercai să scoți implantul îți trebuia o forță fantastică în mâini. Era mai degrabă o smulgere, nu știu cum să vă explic. Asta e. Apropo de medici care fac reclame la diverse tipuri de dispozitive sau medicamente, aș vrea să vorbim și despre cazurile pe care le tot vedem în presă de persoane publice, unele dintre ele, operate sau, nu știu, cu injecții, cu acid hialuronic, cu niște injectate, buze foarte mari și, nu știu, disproporționate cumva. Și... Da, dar știți ce este totuși aberant? Că aceste personaje care se plimbă și li se vede profesia pe față, ca să mă exprim așa, nu sunt produsul anumitor medici sau medicilor cărora ele le fac reclamă. Adică este așa o chestie ciudată. Deci, dacă eu, de exemplu, dacă dumneavoastră ați fi pacienta mea și v-aș opera, v-aș așa, dumneavoastră sunteți pacienta mea și evident că îmi faceți mie reclamă, nu? Că eu v-am operat. Exact. Dar dacă dumneavoastră vă ajute la colegul meu de la care ați luat 5.000 de euro pe lună, să zicem că arătați perfect, i-ați face lui reclamă.
omisând să spuneți când sunteți, da, cineva operat. Păi medicul ăla, încă de la el primiți 5.000 de euro, mie mi-ați dat ca să vă fac. Înțelegeți? Deci este un traseu care a început să fie patologic, ca să spun așa. Nu poți tu, persoană care ai fost operată de un anumit medic și așa, să începi să faci promovare altui medic care, din nefericire, adesea, nici măcar nu este așa de performant. Și trimiți acolo niște fete necunoscătoare ca să fie operate de un medic mai puțin antrenat. Deci este un lucru irresponsabil, pe părerea mea. Cu siguranță. Aș vrea să întreb și ce le determină pe unele persoane să-și facă acele operații exagerate? Nevoia de atenție de cele mai multe ori și cumva, exact cum spunea și doamna doctor, sunt trei tipologii de persoane, unele care, de pacienți, unii care vor să schimbe ceva la fizicul lor și după aia își văd frumos de viață, alții care vor reveni constant și alții care au această tulburare dismorfică corporală. Nu le-aș încadra pe aceste femei la tulburare dismorfică corporală, însă ideea e că în momentul în care îți faci o astfel de operație, sau, mă rog, de îmbunătățire, ar fi important să știi când să te oprești. Pentru că una este percepția despre tine, niciodată nu sunt suficient de frumoasă, suficient de bună, suficient de atrăgătoare, suficient de importantă, suficient de cool. Alta este realitatea. Și atunci ar fi important ca, cum spunea și doamna doctor, medicul care face acea intervenție sau medicul estetician sau medicul chirurg, nu știu exact cine face acea intervenție, să îi prezinte realitatea. Exact ca și opțiunea cu dimensiunea implantului, exact. La fel ar fi important, părerea mea personală, să se prezinte și o dimensiune, adică ce se întâmplă dacă exagerezi cu injecțiile respective. Acum, în spate, este o nevoie de atenție, este o nevoie de a sparge un anumit tipar de feminitate, pentru că, până la urmă, ne întrebăm constant în ultima perioadă, ce este feminitatea. Și foarte multe, din păcate, foarte multe femei consideră că feminitatea se bazează în mod special pe cum arată. Și e adevărat că este o componentă a feminității, pentru că, până la urmă, suntem femei și suntem sexul frumos, ca să spun așa, însă una este nevoia de atenție și acea feminitate toxică, unde nu, practic nu este vorba despre felul în care arăți sau te simți în pielea ta, ci despre nevoia de a atrage atenția poate unei anumite categorii de oameni sau unei anumite categorii sociale. Deci, practic, ar fi nevoia de atenție și în niciun caz felul în care și o percepție distorsionată de sine. O influență din exterior și așa mai departe. Pentru că suntem pe final, aș vrea totuși să vă întreb. Ce înseamnă frumusețea pentru omul Adina Alberts și ce înseamnă frumusețea pentru chirurgul estetician Adina Alberts? Același lucru. Nu pot să mă dedublez. Frumusețea înseamnă... E adevărat, o să spun ceva ce poate vi se pare șablon. Frumusețea vine din interior, asta este clar. O persoană care nu are trăsăturile în proporție, nu respectă proporția ideală sau proporția de aur, nu este perfect ancorată, estetic vorbind, în cerințele actuale, dar care poate să fie atât de frumoasă prin felul în care se manifestă public, prin felul în care vorbește, prin felul în care empatizează cu cei din jur, și viceversa. O persoană care să fie perfectă fizic și să totuși să nu îți placă să fii în apropierea ei pentru că ceva te deranjează în felul în care ea interacționează cu tine. Frumusețea înseamnă tinerețe. Frumusețea înseamnă prospețime. Frumusețea înseamnă energie. Dacă noi reușim să ne păstrăm tinerețea, prospețimea și să ne păstrăm și energia, cred că putem să fim frumoase și la 70 de ani. Și aș vrea doar să o menționez pe Stella Popescu, pentru care am și acum, dacă am lacrimi în ochi, cât de frumos a putut să îmbătrânească această persoană, ce mult am admirat-o și când eram copil, și când eram tânără adolescentă, și până în ultimul moment al vieții ei, am admirat-o pe această femeie, care a fost totdeauna foarte frumoasă.
fără să aibă nici măcar o intervenție chirurgicală. Și aș vrea să te întreb și pe tine, cum ar trebui să facem ca să ne iubim și să ne acceptăm exact așa cum suntem? Să privim mai mult în interior decât în exterior și să ne punem constant întrebarea ce este de fapt pentru mine fericirea, frumusețea, feminitatea în cazul acesta. Exact cum spunea și doamna doctor, cumva frumusețea să fie ancorată nu doar în exterior sau pe partea de suprafață, ci și în interior, să fie o concordanță între cele două. Da, surprinzător pentru un chirurg estetician să spună că frumusețea vine din interior, însă e bine de știut. Vă mulțumesc mult pentru informații. Drag. Mulțumesc pentru atenție, sunt Elena Oceanu. Vă urez o zi plăcută. La revedere!